Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un episod super mega mirobolant pentru că vom deschide Legendary Crate-uri de 30.000 de gemuri. Hai să vedem noi să aruncăm o privire cât înseamnă 30.000 de gemuri. Două secunde, le intrăm la magazin. Asta dacă mai vrea să intre jocul, aparent vrea. Și ne vom uita noi aici cât înseamnă 30.000 de gemuri. Poi 500 de lei... Ori 6, cam 2500 de lei, nu ori 6, ori 5, că văd că îmi dă bonus acolo. Deci cam 2500 de lei, 25 de meleoane, cam atât costă ceea ce facem noi pe episod. Așa că să fie susținere blană, bineînțeles eu am primit punctele de la cei de la Zuba, n-am băgat banii. Dar haideți să vedeți cam, bine eu am și totul am maxim, gen am toți zubării. Însă să vedeți cam ce va replica în condițiile acestea de 25 de meleoane. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă susțin Reblană, să mai putem face episoade de genul acesta, să vadă cei de la Zuba. Și de luni până vineri la ora 7 seara sunt live pe canalul Nocivanu, veniți pe primul link din descriere. Chiar acum sunt live acolo și filmez cu Nocivani Barosani. Suntem aici 300 de Barosani, hai și tu Barosane. Și o să citim 5 nume total random de pe live, cum facem de obicei. X Costin, Luță Georgiana, Zorila Andreea, Aldea Denisa și Marian. Apoi acestea fiind spuse barosanii mei, ce putem face decât să deschidem Legendary Crate fără oprire. Începem cu primul. În total vom putea deschide numai mult, numai puțin de 20 de Legendary Crate. Ia, primul Legendary Crate și am uitat să vă spun ceva. Pot alege 10 abonați, foarte important, bine că mi-am amintit, pot alege 10 abonați care să primească un Gold Crate sau... Nu, un Emerald Crate. Cred că fiecare dintre voi parcă primiți un Emerald Crate sau un Gold Crate. Nu mai știu exact. Trebuie să-mi lăsați toți ID-ul vostru în chat și eu o să selectez 10 oameni și o să le trimit celor de la Zuba ID-ul vostru să vă dea cutia. Deci, apăsați butonașul de like și lăsați-vă ID-ul pe chat acolo pe episod, ok? Și o să selectez eu 10 persoane. Sper să nu uit. Doamne ajută! Pentru că dacă uit, nu o să mai dea cei de la Zuba. Mi-au zis că o să vă dea. Deci, na. Lăsați-vă doar ID-ul. Nu o să pun în titlu chestia asta, nu o să. Pur și simplu, puteam să aleg ori să-mi dea încă un Legendary Crate în plus, ori să dea la 10 abonați câte un Emerald Crate sau Gold Crate. Sincer, nu mai rețin, nu vreau să mint. Așa că lăsați-vă ID-ul. Am deschis prima pe Fusey, 420, 12.000 de bănuți, blană. Bă, dar scrie că între 6.500 și 7.300 îndă. Ok. Îmi dă mai mult. E bine. Încă una, deci am deschis una. A doua ne dă pe Pepper și 11.000 de bănuți. A, din cauza că nu ne mai poate da iteme, am înțeles. Pe Bruce și 12.000 de bănuți. Nu mai țin minte câte deschid, mă. Deschid direct 20, atâtea trebuie să fie în total. Tot pe Bruce. Îți curios o să-mi dea gen în plus. Sper să nu. Dacă ajung la maxim, să maxez, să nu mai îmi dea puncte. Deci am 3.000 de puncte pe Fusey. Și cred că o să și maxez pe cineva, sau o să încerc să maxez, să duc la level maxim. Deci cred că o să mă coste toți bănuții. Aia e. Oh, pe Stevie, bine, bine pe Stevie. Am luat porcușorul, dar nu merită, nu merită să dau pentru el. 41.000 de bănuți. Cât costă bănuții ăștia? Stai să vedem. Nu, m-a zis că deschid Legendary Crate-uri, apoi Legendary Crate-uri deschid. Nu mă opresc. Chiar dacă merită mai mult, poate să cumpăr porcușorul. Nu, frate, am zis Legendary Crate. Stai, mă, era să-l Emerald Crate. Hai să deschidem Legendary Crate-urile. Iar pe Stevie. Băi, am bulan la Stevie, aparent. Și, bum! Pe Larry. Nu mi-a mai dat de mult pe Larry, parcă. Mai am încă 10 Legendary Crate. Suntem la jumătatea opening-ului. 420 pe Nyx. Blăniță. Ia să vedem. 420 pe Molly. Blăniță. Bum. 420 iar pe Larry. Bă, da, nu-mi dă pe Oli. Vreau și eu pe Oli. Se poate? Nu pe Molly, pe Oli. Știu că seamănă numele, dar vreau pe Oli. Nu, pe Larry și pe alții. De ce nu-mi dă? A, mă, frate, mă, dă-mă și mie pe ce vreau și eu. Oh, Buck, bine, bine, bine pe Buck. Și așa am puțin pe el. Încă n-aveam level 10. Mai am încă 4 cutii. Tot pe Buck. Mi-o dat odată pe Buck. No, păi așa mă ține.
Haide. Bă, frate, de 3 ori pe bac. Bă, nu e rău, nu e rău. Să știi că nu e rău, nu sunt trist deloc. Pe Shelly e bun și bacul. Și ultimul legendary crate, bam. Tot pe bac. Bă, îmi place bac, dar totuși. Nu, hai să vedem. Mai am un singur gem. Deci dăm acum pe bac upgrade. 12.000 costă. 20.000. Am nivelul 11. Cred că pe toți am nivelul 11, nu? Asta vreau să știu, să fiu sigur. Da. Toți au minim nivelul 11. Pe lui nu mi-a mai dat deloc. Interesant. No, pe Oli vreau... Am 120.000 mă costă. Ai de capul meu. Am nivel 14. Și nivel 16 este maxim. Ca idee. Hai să vedem. Să facem pe Larry? Sau pe cine să facem? Da, din păcate doar pe Larry avem. Ba, uite și pe Stevie. Hai pe Stevie. Deci fac 12 pe Stevie. 13. 14. Atâta. Nu mai am bănuți. Gata. Hai de cap. Pentru următorul 200.000. Deci pentru nivel 15, 200.000. Luna viitoare, când o să mai primim noi gemuri, o să cumpăr doar bănuți și o să încerc să maxez un zubăr. Însă fii atent că nu pot să-l maxez, îmi trebuie 1000 pentru level 15 mai îmi trebuie. Da, foarte tare. No, acum hai să jucăm cu cei de nivel 14, dacă tot i-am făcut 14. Mamma mia, 14 pe Stevie, îți dai seama ce-i bat? Dezvoltare. Stai mă, să-mi dau upgrade și la ăstea. Dacă tot pot. Informații, dezvoltare, 5.000. Bam. Dăm la toate. La ce putem. Sper să-mi ajungă bănuții. Bine, nu știu ce am făcut la snorkel. Nu e așa bun, dar în fine. Stai, la restul am. La restul chestiilor importante. Mai bine dau la ăstea. 1000. Și cât o mai fi. Și la ăsta vreau să maxez tot contul. Informații, dai cu maxarea, frate. Nu mai am bănuți. Deci am consumat tot ce aveam. Holy moly, guacamole. 30.000 de gemuri și 500.000 de bănuți? Sau cât am consumat? No, chiar sunt curios acum cât de puternic e Stevie de Power 14. Mai sincer, chiar n-ar trebui să mă mai bată cineva. Asta cum n-ai, bă, a ajuns în locul înaintea mea, mă? Perechine, bă. Vezi-ți de treaba ta, frate. Atât a fost cu el. Îi mulțumim pentru participare. Tai de viață. Asta-i, am greșit. Spell-ul. Da, mergem pe Bruce, nu-i problemă. Da, mă, n-ai ce să mai îmi faci. Gata. Am și cafeluța, mă mișc repede. Era cineva acolo, avea chef de scandal, cumva cineva. Mi s-a părut că e cineva acolo. Foarte dubios. Sper să nu fie cumva lag pe episod, că mai aveam lag pe Brawl Stars. Nu știu care e problema. Let's go. Salut, pinguinul meu. Mamă, asta nu se aștepta. Deci i-a picat în cap un vultur. Și vulturul era chiar nocivanul. Ai de capul tău. Ce faci, băi, cangurel, micuț, mă? Bă, fi cu minte, mă. Într-adevăr, fugi tu repede, dar și când te-o-i prinde o secundă, o să-ți pară rău. Ok, avem acolo vulpița. Pe bune? Chiar ai chef de scandal cu mine? Hai să vedem. A, pe peleu mă duc. Cu asta ce să și facă, săracul? Bum, frumos, l-am executat. Asta are legendară. Ia-l prind din urmă. Nu, no, n-ai cum. Kangurui de neclintit. Dar totuși... Aolo, mi-am luat urât. Aha. Ce ai făcut, prietene? Bă, mi-am luat-o și eu, recunosc. Joacă bine, kanguru. O să-mi dea imediat una aici. Dar o să-mi iau zborul. Sau nu. Mă duc să-mi iau sulița frumos. Give me the suliță. Pam, 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 hopa, o murit. Iote. Salut. Mă, fii cu minte. No, n-o să se poată abține. Bineînțeles. Pe pentru asta, vulpe și riată, ia vino aici.
No, bravo, ai jucat bine. Îți mulțumim de participare. Hai să vedem cine mai are chef de scandal pe aici. Avem Nix. Ah, o fugi la timp. Bravo ei. Ăsta e mort într-o milisecundă. Bam, bam. Ne dăm armurica. Și cu cine mai avem de a face pe aici? Executat. La fel și ăsta. Oh, ce-ai făcut bossul meu? Salut. Gata. Cam asta înseamnă Power 14. Nici o șansă n-ai. 36 de trofee făcute easy. Și acum hai să vedem pe cine mai făcut eu Power 14. Pe Oli, nu? Mamă, îmi place Oli. Vreau să vedem un match cu Oli. Sunt super curios ce vom putea sau dacă vom putea face ceva. Ar trebui să, da, dar rămâne de văzut. Fratele Oli. Hai să dăm una cu Oli. Power 14 tot așa, însă am mai multe trofee pe el și ar fi un pic mai greuț, dar nu-i problemă. Ne descurcăm noi. Let's go! Hai mă. Nu spune că te să aștept secundele alea. Nu mai joacă atât de multă lume Zuba sau de ce începe atât de greu meciul? Hai că vreau să distrugem tot. Nu mă lași. One eternity later. Am un șobolan aici. Ah, băi, era șobolan, jur. Și acum vulpe dintr-o dată așa? Într-o secundă? Ce naiba. Știți că mie cel mai mult îmi trebuie o grenadă. Dacă am grenada pot face treabă. Dacă mai am încă un item, deja îi nimicesc pe toți. Nu se mai pune nimeni cu barosanul. Iute grenada. O grenadă de argint. Dar este ziua mea norocoasă sau ce? Oh, salut! Cameleonul s-a făcut invizibil. Wow! Cameleoane, unde ești? Deci să luăm sulița asta mai bună. Și mergem încet încet să ne batem. Uite, dacă putem face și rost de un medkit, cu atât mai bine. Mâncăm puțin de aici, ne încărcăm viața. Și pornim la drum. Oh, salut! O și murim, mă, deja? Aproape. E gata, acum e moartă. Cred. Băgăm grenada în casă. Mă, e și pe partea alaltă, mă, ce-a făcut? Da, mă. A, nu, cred că asta e alta. Da, mă, e alta. Ok, nu mai contează. Bă, uite mă, bă, cum l-am ratat în halul ăsta? Se mișcă repede. Nu mai sunt așa expert la Zuba, bă. Am glumit, frate. Sunt. Acum revin. Avea medkit acolo, care era foarte bun. Cred că o să mă țină în afara zonei acum. Ce faci, Vladimire? Vladimire, maică. Bă, da... Mai lovesc și eu sau... Acum o să fiu nevoie să trec aici. Și fac așa. Bun. Perfect. Îmi iau arcul. Și trebuia să mai dau încă una. Sau trebuia să mă duc prin buș pe acolo. Ar fi fost perfect. Ce mai cineva pe aici, mă? Nu. Am crezut că are cineva chef de scandal. Și acum, cu viteza luminii, fără să știe cineva că vin, va trebui să fac asta și bam, sunt direct aici. Acum așteptăm. Să se arate șobolanii. O, așteptăm, am glumit. Ia, Lizzie, bă? Bum! A, mă. Noroc că se mișcă repede. Dar cu asta nu mai are noroc. Bum. Bă, da, se mișcă prea repede Lizzie asta, mă. Gata, nu se mai mișcă. Și-o revenit Nocivanu. Ce bine am dat-o acolo, predictul la blană. Vladimire, te-ai dus, tat. S-a dus și Vladimir. Mai trebuie doar să batem. Opa, unde ești? Să batem țestoasa. Și gata tot.
Vesea care totuși Power 13 și am nimicit-o. Adică nu a avut timp să reacționeze, să-și dea viață sau ceva. Bun, deci încă rămân un adevărat profesionist. Nu uitați de like-ul la Blană Barosanilor, subscribe plus clon țopel să văd susținerea voastră. Și de luni până vineri la ora 7 seara vă aștept pe primul link din descriere pe canalul Nocivanu, unde facem live și ne jucăm, după care filmăm toate clipurile acolo și le postăm pe Easy Nociv și Alexen, așa că ai ocazia să le vezi înaintea tuturor episoadele de luni până vineri la ora 7 seara. Toate cele bune, barosanilor, pa, pa!